Miercuri, elevii de clasa 8 au trecut iar prin emoțiile examenului Evaluarea Națională la Matematică. Proba de astăzi a fost cea de-a doua din cadrul examenului pentru admiterea la liceu. Elevii au intrat în sala de examen de la ora 8:30 și au avut 2 ore la dispoziție ca să rezolve subiectele. Miercuri 13 se pare că a fost o zi cu noroc pentru toți cei care s-au pregătit în anii de gimnaziu pentru primul examen important din viața lor. Varianta a avut 3 subiecte mari, care au cuprins atât exerciții de algebră, cât și probleme de geometrie în spațiu, iar profesorii de matematică au spus că subiectele au fost ceva mai ușoare decât anul trecut. Copiii au fost și ei mulțumiți de subiecte. Au fost niște subiecte mai grele decât la română, dar m-am descurcat. A însemnat multă muncă, cu multe exerciții. A fost decent și greu în același timp. M-am pregătit din greu, cu timpul, am fost mulțumiți și știau, a fost bine. A fost puțin greu, dar m-am descurcat, am făcut. Adică de un 8, 50 se poate. Trebuie să înveți tot acești 4 ani, foarte mult. Gimnaziul înseamnă multă muncă, iar matematica e cea mai grea, în opinia elevilor care au trecut prin focurile evaluării naționale. Tot de la ei, cei care trec acum în clasa 8-a, au primit un pont despre pregătirea unei astfel de provocări. Din timp, să înveți din greu. Matematica, cea mai grea, că trebuie să înveți o grămadă de formule la geometrie în spațiu. Trebuie să înveți tot acești 4 ani, foarte mult. În județul Iași, prezența a fost astăzi la matematică de 98,38%, iar examenul s-a desfășurat în condiții bune, fără niciun incident. Rezultatele parțiale de la evaluarea națională vor fi afișate pe 19 iunie, iar cele finale pe 23. Notele de la limba română și matematică vor conta în proporție de 80% pentru media finală de admitere. Între 29 iunie și 4 iulie, elevii vor completa opțiunile pentru admiterea în liceu.